Flagrantul a avut loc în miercuri noaptea. Cei doi bărbați, cel mai probabil, au așteptat să se lase în tunericul pentru a acționa. Cu ajutorul unei instalații artizanale, aceștia sustrăgeau gaz petrol lichefiat din rezervorul unei autocisterne înmatriculată în Republica Moldova. În mai multe butelii, echipajul de jandarmi din cadrul inspectoratului județean Prahova se afla în patrulare când a observat activitatea suspectă în zona parcului industrial Ploiești. În momentul intervenției oamenilor legii, bărbații aveau încărcate un număr de 13 bărbați butelii, alte trei urmând a fi încărcate ulterior. Acestea erau depozitate și transportate cu un autoturism. Au fost întocmite acte de sesizare pentru comiterea infracțiunii de furt. Persoanele în cauză, bunurile folosite și rezultate din săvârșirea infracțiunii au fost predate organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor.